La acest concurs pot participa ONG-uri din Argeș care îndeplinesc cumulativ mai multe criterii. Scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor și cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor trebuie să fie tineri cu vârste cuprinse între 14 și 35 de ani. Începând cu data de 17 aprilie, practic ziua de azi, am lansat apelul de proiect pentru depunerea proiectelor de tineret. Prin urmare, până pe 30 aprilie, începând de mâine, pot fi depuse aplicații pentru solicitare de fonduri pe partea de proiecte de activități culturale, educative, sportive, tabere de creație, acțiuni de ecologizare și așa mai departe. Toate informațiile legate de aceste proiecte le puteți găsi la secțiunea informații, aplicațiile pot găsi la secțiunea informații pe site-ul Consiliului Județean Argeș. Termenul limită pentru primirea proiectelor este 30 aprilie 2012 la ora 14. 18-30 aprilie termenul de depunere a proiectelor. 1 8 mai evaluarea proiectelor, 9 mai afișarea rezultatelor. Ne dorim ca și anul acesta să avem cât mai multe aplicații și de cât mai bună calitate. Suma totală alocată prin bugetul Consiliului Județean este de 60.000 de RON. Este o sumă pe care ne dorim să o utilizăm cât mai bine, motiv pentru care așteptăm toate organizațiile non-guvernamentale care au în obiectul de activitate și partea de tineret să depună aplicații. Documentația va fi depusă la registratura Consiliului Județean Argeș într-un plic cu mențiunea concursul de proiecte pentru tineret 2012.